corner with the body screaming daughter. Never saw her back when looking like trouble when I fall. It's gonna make me feel when I try to give my notice. You already know it. You already know it. I'ma get a corner with the money on my phone. She might get it. Halo para lumayan și bine v-am regăsit la un nou live. De data asta convoi pe pe Italia. Suntem cu un Volvo șurgerat de copchelu, adică de Andrei. Chiar n-am mai mers de mult cu un Volvo și am văzut că are o grămadă de tuning, deci ok. Fuge pedalierul, adevărat fuge. Ne luăm și noi de pe mut, ne-am luat de pe mut. Ne-a dat da. Ciprian Ștefănescu, Traian. Bun. Da. Nici ne audem chat. Ne audem. Te audem. Aici. Te audiți. Ne audem chat, te audem. Dacă ne audem chat e bine. Salut, salut Mihai. Bam bam bam. Suntem și noi în interior. Hați. Gata. Aoleo. Bă, mi s-a strâmbat brațul de la microfon. Acum că m-a întrebat copilul dacă mi s-a strâmbat brațul, văd brațul tot strâmb. Văd că pleacă escortă deja. Ne setăm și noi repede oglinzile, că nu le-am setat, bineînțeles. Bun, e și 30, plecăm. Voi menține în față până iasă toată lumea. Gata. 50. Bă, dar ce dracu cu camera asta, om? Gata. Să pornim și motorul, zic. Salut, ceaurele! Hai să vedem și noi plecarea, că nu știu care, cum plecăm. Zic. Să vadă aici DJ Mickey, oamenii lui acolo în... Îi văd și din... Cred că din 2-3 perspective îi văd. A, am înțeles. Zici că-s la supravegherea murilor. Aia zic. Iar încrapă buzele, tâmpesc. Scrie și noi în chat, clan, să nu ne luăm kick. Și auzi-l pe oțul ce cască, da, ți-ai da, cred, bă, sunt după cum. A fost la lucru, bă, muncit, ascu. Pus cam jumătate de oră la lucru, cu aia, sau 20 de minute, ești nebun. Wow, wow! Păi cum ai rezistat? Păi a fost greu, așa e? Stai chat că eu nu știu care a cu el. Nu știu ce gata. Stefan Octavian BB disconnected jos, from your channel. Da, mă, da. Bine, unul e nu-l văd. Să plecă și mă duc cu voi. Mersi. Ok. Nu știu cine face live fără web, dar ok. Bă, vreau 1.40, bă, să avem alea noi, farurile alea noi. Hai, Zoli. Depășiți-mă că nu știu ce are în gras plece. Hai, Cantor. Sorry. Hai că plec și-o după asta, după Nic. Hai, Oțu! Oțu! Ia-l ușor. Și cu trebuie din firmă să ne agățăm, știi ce zic? Turn left and then turn left. Dăm semnale, bă, tot ce trebuie dăm, bă, băiatul. Bă, deci, tot ce trebuie dăm. Ma! Ar fi invidios BMW pe tine. Ma! Mamă, ia ta. Am făcut din sate și frate. Mamă! At the roundabout, take the second. Coisan, ce fază lungă am. Exit now. La asta nu mă așteptam, deci. Mersi.
Ai făcut luțu. Ai făcut apusul. O să mă rez la mamă. Deci fii atent. Fără fază lungă, cu fază lungă. La mine nu e mare diferență. Păi nu ți-ai activat toalea, mă. Dar nici că mai văd stopuri, semnalizări. E gata. Nici că le folosesc. Dar bine. el pune frână cu marșalierul, dar nici ăla nu. Da, mă, de-aia aștept eu 1.40 cu aia, că e altceva, la 1.40 e altceva. Oricum, prima jumate se merge bază la bază. Mamă, dacă o se vede interiorul ăsta albastru, n-o dai. Salut, salut. O să mamă, dar schimbă-ți numele, serios, că mi-e ciudat să-ți zic destul tot destul numele meu. Adică de Games. Mai bine veneai cu Narcis. Mă, chiar e fain și cel puțin din față iar e fain. Uite aici, am un pic de drum drept și vi-l arăt. Uite, cam așa arată. E blană. Îl avem acolo pe spate pe miuț. Domn. Da, domnul. Opr! Cristi. Mamă, nici numerele nu le văd, ești nebun? Are de Italia. Ai, nu te dracu. Măcar de ele. Are de Torino, are. Numere de Torino. Ce ai, mă, că fac lumină pentru tot convoiul, ești nebun? N-aveți lumini, chemați-l pe Daddy, știi ce zic? De ce dai semnal în curbă, Daddy, mâncau așa? Ți-e foame? Doamne, coi, am dat semnal în curbă. Că mai știu de ăștia. Colegul ăla din fața ta nu dă semnal nici când ar trebui să-l dea. De-aia zic, compensez-i și pentru el, știi? De-aia dau și în curbe. Ca să compensăm situația. Asta că e bine. Bă, dar ce faci din scorta mea, mă? Vine ceva în față? Nu știu ce faci din scorta ta. Pe mine mă întreb ce faci din scorta ta. Păi nu, că știu ce face. Să vedem ce muzică ascultă asta. Direcția înainte, viteza maximă 60 de km pe oră. Mamă! De ce presim că o să dureze foarte mult povestea? Bă, probabil că suntem foarte strâns și numărește. Da, că ai și o grămadă de traversat cu bacul, nebunule. Măcar așa se ia și bacul. Ai vreo 600 de kilometri cu bacul. Am învățat 5 ore, că la 3 jumate învăț. Upașa. Ține-o pe doamna. Să trească care ai fi. La intersecție din față, să faci deci, da. Verifici un pic dacă s-a blocat chat-ul, e tot aba nouă. Oh, Germania! Oh, nu, cum a fost asta cu bacul, păi da, Robi. Da, ce faceți, mă? Ce valmeria? Ce faceți, mă? Uite la convoi. Monitorizăm live-urile. Da. De ce siki cu pu? De ce siki cu di? Era să zic de ce siki cu di ce sikiurile. Vezi să nu intre în uțul, Daddy. Neaaa, voi. Ar vrea uțul sau ar vrea Daddy? Îi place, stai gândit. Sunteți bine, măi? Foarte. Da, cineva a mâncat? Pe seară. Mi-a adus aminte de live. Suntem pe bine după 5 ore. Adică, Gabi. Bine. Să vedem aici ce-ar mai pe seară ce ai mâncat sau mai pe seară mănânci? Am mâncat, pe seară mâncat. La girator din față să nu facem. Digi? Ce caută escorta ta pe contrasex? Ce caută pe contrasex? Care are bandă, Thanos. Ce face Digi? Păi motive preventive de siguranță, motive preventive de siguranță.
dacă așa îi zice Crina, m-a disperat, numai dici. Mi-a intrat și el. Nu știu cum spune Crina, nu știu cum spun alții, dacă n-au din gura ta dici, nu e de bine. Nu prea bine așa să răspund. Auzi, Dedic, tu vrei să intri în dici sau în urci? Porci? Vrei să intri în porci? Dau și-o ciocanul meu, ce ai făcut tu? E cu de ăla de întoarce pe chat, vă dau spoiler. Da. Exit right. Am găsit în geanta asta. Băi, Guță Junior, stai cu mine. Băi, stai cu mine că... O ia parte, du-mă, te bă, mamă! Uțule, mâncați-și gura! Ce, mă? Au. Lasă F12-le în morții ei. Dacă îl lași F12-le, poți să apeși scroll lock. Și alea mai bine. Dar ia pasă scroll. E frig. Jumată cum voi a putem trece. Ok, mersi, o să mă rez la 90. Revin. Bine. Go straight on. Stai mă, s-o prez să vadă lungă aici. Nici nu dau like, mă, minioană. Dar de ce? Ce face, dracu' Zoli? Mă, cred că-i face volanul figurii în seara asta lui Zoli, nu știu ce am impresia asta. Pisica, frică. Dedi, voi avea acum vă întoarceți? Da. Acolo, în sens? Ok. A, acum m-am întors. Go straight on. Eu am dat like. Ce minioană au dat like, te-ai lăsit. Dar că vrea ea să mă supere. Să mă chinui. Și ce nume să pun? Nu știu, puneți Narcis, puneți... Habar n-am. Narcisa. Tât. Bine că... Așa, Narcis, nu contează că folosești poza, dar măcar să nu fie tot de dinți, că mă... derutează pe mine. Am văzut, Narcis, Y, nu tu, bine. Hai că e cur eror Seneca, Counter-Strike, auzi, joacă Counter-Strike, domnul Seneca. Păi, își permite. Mă bag pe S. Permite. Are skill-uri, are mănuși de frig. Are mănuși de frig. Are cuțit de la satâr, de la de ștai canea de porc. Ia din Arcis. Ne îmbrac cu skill-ul ăsta. Hai că, bă, să știi că m-ai îmbracat cu cuțitul ăla. Cu cuțitul nu, cu mănușile, o să zic. Nu mai am mănușul. Nu? Gata, le-ai dat? Da. Cât ți-a dat? 100 și cât? 200 și cât? 1000 poate și un pic. Asta e, mă, mănușile zăpăcit, da. Nu ți-a dat, banii? Acum... Pe card. A, ți-a intrat pe card, da? În ce joc ai băgat 5 milioane? Pe Shadow Priest sau? Da. Nu, mă, pe Bitskins, poate. Pe Bitskins? Și gen trebuie să depui ceva sau direct? Am depus 5 euro ca să poți să bagi și să retragi, este? Aia. Și mi-a scos și banii ăia și... A, poți să... A, român, adevărat? Mi-am dat țeacă. Român, adevărat. I-am dat perfect, băi. Mi-am dat țeacă. Băi, cine e Tomu Mută 3-4? Nu știu. Salut, Alexandru. Eu nici nu pot să intru. Da, deci te mută cineva cu grad mare. Cum se merge în spate? Minioana, minionul, cineva cu grad mare sau Killgun. Sunt doar 3 care te pot muta. Adică sunt... Da, numai atât că te face.
că vezi, te uiți. Tu ești un convoi de CSK, nu? Nu. Ah. Flow la tine? Dar că nu uit încă. Se merge bine, e un gol între Zalici ca și Cerul la Sandra. Mare că se merge da. Pe viteză maximă. Voi din testament. Ah, am înțeles. Și nu-i doar aici gol. Da, ce vreți? Ce cătei, mă, mă, ce cătei. Opa. Opa, bitică, dă-i pe te. Aia da, Narcis. Mă uit la live la Serica și citesc testament. De pe Discord, de pe grupul de Discord sau adică uite, bă, ce vrei să arăți? Cu ei, l-am lăsat. Asta e ce asta e Logitech. Aici și îngăsește mici. Ce Logitech am te referi? Din ce volan sau ce la ce te referi? Ce LG? Cu ei, dar știi cum intră culonțul aici? Ce LG ai, David? Gândește că... Nimic, m-am dat pe separat. Pe ce pula mi s-a... Gândește că poți să-l iei cu pistolul din bază de la dacă noi. Dacă te referi la volan, e G29. Dai toate componentele, absolut tot ce am pe birou, îl ai în descriere. Mamă, stai că nu mă pot apropia de asta prea tare, că îmi dă câteodată un frizuțu de... mă omoară. Testăm? De ce zic? Nu mai știu spatele tău. Ce? Testăm? Ia, ce să testezi? Da, văd, e Darius Andrei. Ce nu mă testezi? Ia, ia. Tastatură. Ia, revino. Revino dacă poți. Mamă. Ești în fața noastră? Da, logic e. Păi nu, te bagi în spatele meu atunci. Sau dacă vrei te las eu între mine și Uțu. Nu, eu zic să zici nu, eu zic să zici nu. La ultima propunere zic să zici nu. Uite de ce Siki. N-am înțeles ce ai zis Mihuț că vorbea de ce Siki. Băgați-ai și pula în gât, Cisichi. Coaie, dar încercați să nu mai vorbeți unul peste altul de Cisichi, serios acum. Păi eu începusem să vorbesc. Dar să-i fac aia, nu mai vorbim peste mine cum vorbesc. Vine scortă, cred, Uțule, ai grijă. Lași tu în spate. Da, mă, dați, las. Nu, nu vine. Mamă, ce fază lungă mai are cineva în convoi, nu știu cine, la două camioane în spatele meu. În fața unui intersecție. Nu zic să nu zici cine fază lungă, că întreci toate fazele. Hai bă, că nu-i chiar așa puternică. De cât îi văd fosforescentă remorca Luțu. Băi, ce? Ce e, bă? Bă, când îl vezi pe Zoli, să-mi zici, Mihuț, ca să știu să reduc. Dreapta, faci după stânga. Nu de alta, dar nu s-a atent super ca lumea la ăsta și na. Și țineți banda 2 pentru că în generatoriu vom face la stânga. Dreapta, nu face după stânga, nu? A, tot înainte. Sunt la intersecție și când faci stânga acolo. Ok, deci Daddy, ne auzi? Facem. Avem și escortă care ne va... Da! Păi știi ce, ți-e frică din mine dacă te apropii sau ce? Dar nu și eu în spatele tău, e Uțu și după aia, după Uțu și eu. Vezi că te-a întrebat pe stația de convoi. Nu, dar Uțu când mă vede pe mine. Stai, ce? Stă pe tine. Da, știu că, dar nu, stai că n-am înțeles. Păi ce este din oară lui Mihuț? În față avem... Chiar că ne mergi. Când mă vede pe mine să zică că nu ești... Ca să încetinez sau ceva de genul ăsta. Da, că vrea să se replieze, gen. La aia mă referam, nu că... Dar ce l-a stilea pe tine? Exit right. Dar voi ați editat camera? Bă, nu, acum... ca să văd cine vorbește și nu. Rog-o escortă, dacă poți să facă dreapta acum... să editeze. Zi, dar nu înțeleg. Ok, uite-l pe Mihuț. Thanos and Father Channel Convoy Italia Simulator 2. Da, respectă ce-o zis. Respectă ce-o zis. Pleci după Darkonic. Că după aia iară. Hashtag Gregory Gustav 12.
in your channel timed out. Mamă, eu era să fac băgat, se chiar era să fac dreapta, ești prost. Exit now. Un ferivot pe direcția Palermo. Direcția Palermo, dă-i. Aha, ai genunchi meu. După feribot o să țin 50 de km pe oră. Până go trece toată lumea. Băuțule, dar mai zici și tu ceva, bă, că stai numai pe Instagram ăla, frecamaș. Nu stau, mă, pe telefon. Și ce dracu faci? Mai zici și tu ceva. Încerc să-l adun. Uf, cum tu ești tu, zis în sens. Încearcă să-mi adoară, mă. Mamă, dar ce prompt a fost. Hashtag, ce prompt a fost Zoli pe zi. Pe PC. Mamă, uțule, nu știu de ce am impresia că tu nu scapi până la final de live. Păi ține distanță. Te-am auzit. Ok, mersi. Am vrut să mă cânet pe asta. Stai, în spatele meu e Darius Andrei, așa-i? Tot el-i. Da. Am găsit în geanta ta Moza. Un bilet de la doamna Maria. Bă, proste. Dar știu ce fac nu. Dar chiar Maria au revenit? Vrei să dai drumul la faza lungă? E pe mute. Poți să... Sunt aici doar ca ascult muzi. Ia auzi eu mă, ia auzi. Vă aud. Sunt cu urechile pe vechi, cu ochii. Bă, da, tu de ce nu mai ești cu calculator, pe calculator? Că nu-s acasă. Aaaa. Înțelegi? Vezi? Și măcar ce am făcut și hai zic că nici măcar nu urmăresc, hai zic. Nu, vreau să zic, vreau să zic de ria, că nici măcar nu intram să dea un like, dar m-a speriat suspect că mă depăși pe dreapta. Ia uite-l și pe lui! N-am intrat pentru că am avut o problemă de rezolvat. Gata mă, lasă-i, ei, lasă-i. Nu, lasă-i că... Era să-i bușez, cel puțin pe Fluvi. Noroc că mă uit în oglinzi. Fluvi și... da? Sau? Da mă, dar lasă-i pace. No. Mă, dracu! Bă, cum luați o țără de grade, gata, suntem șef. M-am ajuns azi. Adevărat, bă, zi, bă, zici că nu ești moldovean, zici că ești oltean. Să mor eu, că de obicei oltenii se fălesc. Vezi că și moldovenii sunt așa iuți. Numai că eu vreau să o zi, să vorbesc cu Ria, că nimic măcar nu a intrat să dea un like și nu știu ce și bam. Să-ți văd pe suspect. Uite, vezi de ce îl certam eu pe Cristi de fiecare dată când nu făcea salvare cu din aia frontală? Pentru că dacă n-aveam aia frontală, nu vedeam colțul din dreapta camionului și îl loveam pe Lubi. E foarte importantă toate oglinzile. Bine, în cazul în care nu ești uțu și ai BMW, că atunci n-ai semnalizări, n-ai oglinzi, n-ai nimic. Vezi doar în față. Tomi, să rămâi tu la feribot, să-i puțin. Da, rămâi de ultima. Cum se trece la feribot? Se trece bine. Ca idee este ce fac măgoi acum. E cas. Chiar acum e feribă. Oțo! Bun, o să mă la 90. Mamă, dar plictisitor ești seara asta, să mor eu. Ai lucrat jumătate de oră, ești gata. Și alea vreo de foamele lucrurile. Uite, atenție țâțe. Îți dau țâța mea. Ce prostii jută, bătă. La următoare intersecție vom face dreapta și vom schimba autostrada. Deci, Sechi, te poți uita un pic
dacă s-a blocat chat-ul, ultimul mesaj de la Nightbot. Ultimul mesaj se află de la Nightbot, dacă vrei. Momentan, okay. Okay. După okay. Ce fac aici dreapta, o să las undeva la 80. Las obțin mai încet. Las-o mai încet, Mădălin. Bun. Cu un goluri foarte 70 o să las. Salut, Cristiuțu. În ora se merge cu 60. Mersi, Gabi. Maxim. Deci ora așa e limită. Ai și goluri în convoi. Și mesele unde era sosirea? Napoli sau Palermo? Mersi. Hai, Uțu! Find a new route. Ce mă disperă trecerea la feribot cu două opțiuni să mă bat seama. Da. Dacă nu ești atent, ai îmbelit-o. Păi eu-s campion. Da, acum a trecut și ultimul camion de mine, este Adiru. A intrat la port. Stânga. Și o să mai fie un feribot. Mersi, mai mult, bine. Sigur. Că este Mădălin ceva de zis. Dreapta. Oile. Mamă, cum a luat-o pe asta, deci zic e dă-te. Dă-te. Mamă, astea e tot Corsa să-ți instalezi. Deci dă-te. Vezi, mă? Unde ți-a report la Palermo, nu? Și tu nu mă bagi da. Ca escortă, rușine să-ți fie. Ia. Ia, vrei să fie escortă, unde lucru? Hai, că... Că ai spus că mama așa, vrei să te pun pe blacklist? Ia, pune mă pe blacklist. Păi nu te pun eu. Asta ar fi pleonazm, ești nebun? Cum adică să fie pleonazmă? Dacă nu mai am de gând să intru niciodată? Corect și asta. Deci, e degeaba blacklist-ul ăla. Asta mă, că ești de bun. Dar bă, sincer, când am fost atunci escortă pentru Killgun, știi? De la Heavy Power, da. Heavy Cargo ăla. Bă, sincer, mi era dor. Dar atât, atât, convoiul ăla că după aia mi-a trecut, adică... atât au fost dorul, știi? Doar cât a fost convoiul ăla că după aia gata. Dar nu știu mă, eu niciodată n-am fost cu Skoda, să mă plimb cu Skoda pe multiplayer și chestii de genul. Că n-am treabă de... Cuțule! Mamă, loc de uțule, am înțeles altceva, băgați-ai. Nu, 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 că nu, n-am zis. Vai, fătă-te la ripă. Gata, s-a trecut și eu să ne feribot. Bă, dar zi ceva, bă, băiatule, că mă plictisești, uțule. Vorbește, că dacă vorbești, nu ți-i somn. Păi deschide un subiect. Păi dacă vorbești, nu adormi. Dacă taci, adormi. Bun, și lovești pe Zoli. Ce Thanos în spate. Sau pe mine, că te oprești pe loc și te dau eu. Ai goluri. Ai, ai dat-o lui Zoli, să înțeleg. Îți dau și eu ciocanul meu. Go straight on. Că văd că vrea să bage slash fix. No. Hai că avem pauză dacă e. Las-o la 60 că... În spate ai un gol foarte mare de la ultima Giro până la următorul spațiu foarte mare. Am ajuns pe care dacă nu se strâng poți să faci o pauză. Hello! Hello, Thanos! Fac 55 și oricum în față urmează... Dar ce faci? A, bine, povestim. Salut, Mădăline! Ce fac, Mădăline? Cum te numești la convoi? Care pe... L-a ajuns ungura și pe cel din față, a ajuns culana. La mine trece bio acum. Keep right and then exit right. Exit. Mai mai intrat ceva în ochi, okay. Ești prost. M-a anunțat când se termină golul. Nu te anunț.
În spate încă este limita de viteză. De ce zici, Măuțu, că crezi că durează vacanță o lună? Vacanță o lună gen inactivitate sau vacanță o lună gen ban? Uțule, ai zis că durează mult convoi. Care tate? Că sunt live de 30 de minute, ești nebun? Și deja mai avem 40 de kilometri. Ai 400 de kilometri mult, mă, în 30 de minute. Dacă mai e. Trebuia să mai știu, 200 ceva. Ce mai dura și... Mă. Ai, inactivitate. Acum ți-am făcut și ultimul la stânga. Ui, ce de bine, aici, pe, pe aici dăm cruz controlul, mă, dă-te așa. Nu mi-mai place ETS2 de când a început să se schimbe aia cu kilometrajul, adică costă 10, ce dracu. Adrenalina! Avem și o escortă care ne va îndrăma. Așa e de mult, Alex. Gustav 12. In your channel timed out. Slive, țucu-ți inima. Ai de mult. Știi ce zic? Păi na, ei vor să simuleze, că până la urmă e un simulator. Alex, nu te supăra, dar nu cred că vezi tu în viața reală camioane cu 200, cum mergea înainte lumea pe cale Duisburg. Bă, nici 200, merg măcar cu 150, da. Skoda aia. Păi da, cu Skoda, da, dar poți să duci pe arcade, pe arcade din nou, nou limit. Păi, dar mai iau mai mult, 140 pe acolo limita. În funcție ca pe FIM, în funcție de mașini, în funcție de camioane, se face Scania la 130-140, se duce Scania aia aici. Da, mă, se duce, da. Să-l duce la, să-l ducă la o... Păi da, mă, toate se duc, dar în viața reală, logic și legal, toate sunt limitate. Hashtag Gregory, you've been to Stop 12. Join your channel. Păi bine că românii folosesc magneți și... De alea are altceva. Uțule, ce dracu faci? Te-ai agățat de Zoli, că nu te mai prind, la 110. În fața mea un telefon. Bă, că le folosesc. Bă, dacă dorm. Le folosesc, da, poliția. Pe arcade fără limită, da, pe arcade fără limită. Și unde e telepasul automat și puteți trece pe la ambele. Mamă, dar mă scapă o pișare, deci sichii dezlastă cu rapă. Pe la una, că dacă ești la sărție, puteți trece. Mă bată, mama. De la Sibiu. Ai, ce prăzit. Pană pula cu rachiu. Ce e de retardat. Ca să poți. Ca să poți. După telepatul face dreapta. E mihut. Baftă acolo, Alex, și spor la condus. Drumuri bune. Ia, stai chat că pornim monitoarele. Ia, stai, dați-vă la o parte, că pornește monitoarele. Monitorul. Când pornește monitoarele ca faza mea lungă? Da. Exit right. Caută-l pe Flove. Salut, Flove. Opa, a treia de zi. Dă-n clanson acolo la colegi, mă, că așa e frumos. Opa, încă o dată banda schimbăm. Aia zic. În spate depășește greu, merg 110 și... În fața avem iar telepază. Ia mă că eu am în față la roșu cu aia. Tu vezi de ce sticky? Ce-i mă la roșu? Uite! Vezi? Ah, lol. Ok. Nimic? Hai, sus, sus, sus! Aia zic! După telepază îmi faci... Să nu mai zic că eu la un moment dat eram bară la bară la cineva, barieră deschisă, dau și eu să trec, bum, instant m-au oprit. Bă, oleu, văd avarele lui Zoli, gata. Băi, eu trebuie să iau după ce pune Zoli, pula, că tu nu folosește semnalizări, nu nimic. Hai că l-ai pus pe ultim într-o lumină proastă, dar tu că ai faza lungă și că nu vezi la barile, ce mai zici? Păi, nu le folosește, uite! Adică știu cum merge uțul, la ce vorbim? E mortă cadă el de somn. Păi de-aia zic, salut Daniele! Adică
Uite, nici măcar aici, că au frânat la zero, ești nebun, n-au pus avarii. Despre ce vorbim? Da. Uite, Zoli încă merge cu ele. Și mai e cineva în fața lui, nu știu cine. Gustav, cred. E în spatele lui Gustav, Zoli, sau în spatele lui Nick, nu știu exact. Gustav. Ia uite-l pe Zoli. Opa, stai că intru în ăsta. Hai, Uțule, că era să-ți fac o gaură. Bă, am scris sai sau sal? Salul, am scris, măi, bine. M-am speriat. Dar de ce frânezi, Uțule? Sunt blocazel. Get ready to turn. Hai că s-o blocat. Uțu nu are avarie, am zis eu ieri. Frânează rapid de 3 ori când se oprește. Da. Dar lasă că ieri au avut o problemă pe ATS. Când se analiza, îl scotea din viteză. Dar acum nu mai are, doar că nu folosește el. Că n-are lichid. De primul sau de al doilea? Și îi facem zi în față. Nu știu, mă, parcă îmi place mai mult pe noapte cu fază lungă să merg, sincer, decât pe zi. Plus că ăla, comanda aia de zi nu face zi cum trebuie și mă enervează. De-aia nu o folosesc. Aia o folosesc doar la parcare ca să se vadă bine. Mem. Avariuțule. În față face în stânga, simt că stânga-dreapta singura posibilitate. Bă, avarii nu se pun la oricare frână, cu aia, serios. Toată lumea exagerează cu avariile. Bă, da. Avariile sunt când pui frână de urgență. De ce mașinile au incorporat când frânezi? Uite. La maxim atunci se pun avariile. Aha, uite, acum e și aproape la zero. Nu la zero, da mă, știu, dar... Când îți intra pe ei, să mă. Știu, dar... Nu, nici măcar. Atâta timp cât ești într-un convoi unde știi bine că eu dacă merg în spatele cuiva care știu cum merge, nu țin distanța, poți să le folosești ca să știu. De-aia le folosesc. Liber din față. Sunt mașini care înainte de a fi puțin mai avansate cum sunt astea, se punea abia când intra pe o funcțiune, se puneau avarii. Și faine să fiu la aici și să te aud pe tine crezând că a zis Ovi și l-am întrebat aia unde e, am înțeles. Bine mă, ABS-ul ăla, dar ABS-ul ăla pe perioadă. Avariile se pun când frânesc tare și mult. Dacă eu merg acum cu 30 și frânesc la 0, nu se pun avariile. Da mă, dar să mă atenționez pe mine, la aia mă refer. Da, eu acum înțeleg ce zici tu, că încerci să te scuzi că nu folosești avarele, lasă așa. Mă, trebuie să zic că doar tare BMW și gata. Eu vă zic când... Da mă, simulatorule, da, știu. Când acolo. Știu mai bine decât oricare de pe camera asta, așa că hai nu vă... Căcați pe voi. Păi dar n-am zis că nu știi. Eu m-am rezumat la joc, tati. Știi că s-au strâns. Că atunci nimeni nu trebuia să pună... Ah, se vede, viața reală, de-aia nu semnalizezi și nimic. Cum uită? Ok, mersi. Wow, stai să notez, să-mi aduce aminte de ce zic, să notez în calendar după. E primul semnal care îl văd la tine în joc. În fața lui, telepas. Hai mă, lasă-mă. Stai că vine escorta, vrea să se bage, vrea să... A, se bagă în spatele meu. Folosim partea stângă. Hai cu aia, ridică-te. Zgătu, mătii. Tommy, de ce îmi stai pe loc, Tommy, și mi accelerezi după aia? După telepatul ăla când 75. Na, și acum trebuie să pe contrasens. Hai că-i fac loc. Păi am mai făcut dacă-i. Tommy, vezi că n-ai luat-o bine. Ha, olo. Thank you.
nu știu cine vine în spate, dar vine tare. Vezi că vine escortă. Bă, da, zi, convoiul ăsta mi-a ținut banda tot timpul, ești nevun? În fața avem intersecție, vom face dreapta și vom coborâ în orașul meu. Ce fac? Nu fac tot în spatele tău ajung. Păi, dar dacă mă iubești normal, tragi la minion, eu ce să fac? Tu vrei să mă intoxici? Păi normal, normal, da, să devii minion, tu exact. Nimic. Zi, n-am mers pe banda lui Ria, acolo m-am băgat pe banda lui Ria, tocmai din motivul te alerg, Thanos. M-am băgat acolo ca să-i fac loc escortei care nu s-a băgat. Înțelegi? Gabi. Bă, nu știu dacă ai făcut asta, pentru că n-am fost pe live aici. Da, mă, era escorta în spatele meu și se strângea drumul și ca să-i fac loc escortei... Eu am dat în caz, zici tu ca să mă duchez atât. În rest nu mă duc. Băi, eu acum văd aia cu info de la Andrei. Ăla-i. Nu știu, mă joc până... Zi, Mihut. Așa. Mor. Ia zi, Mihut. Da, mă, Dede, și... Așa, da, aia zic. Care băgată și pula în gâtă, Jack. În față vom face stânga și vom intra. Hai, bagă-te. Între care e Petrișor? Îl bag și par meu. Bine scurtă? Nu mai bine. 49 convoi, nu e rău, nu e rău, nu e rău, absolut deloc. Absolut deloc nu e rău. Mamă, ce te acale au plumbi. Mamă. Bine, uțule, pe reacție. Nu știu ce joc după aia. Se pare că după voi va trebui să reanalizezi live-ul lui Dede puțin. Hai că mi-a plăcut că mă dez. Arbitraj VAR după facem. Lasă-mă că... Dar cine țin teste acum? Tommy. A. E bine. Nu știu. Go straight on. Mă, să mă bată mama. Cred că intri și tu în teste. Nu-mi dau în teste. După feribot voi mi-ți. Mamă, fută-te în gură, uțule. Tavarile erau problema, nu? Dar acolo am venit tare eu, acolo nu mai aveam, și dacă puneai avarii nu mai aveam ce să fac. Dacă nu trăgeam stânga. Da, mă, de-aia aștept 1.40-ul să pot să merg și eu cu fază lungă și să și văd stopurile de căcat. Uite aici, la podul ăsta, odată când a fost escorta, era să mă bușesc. E din cauza la bordura aia din mijloc, că cam aș pe ea. Vine escortă? Nu vine. Schimbăm bandă atunci. Keep left. Coie, care-i pe acolo? Dede, pe unde sunteți acum? Ați trecut de Messina? Suntem în San Giovanni. Ah, ok. Mamă! Mai avem o gură de cafea în luță! Vine scorta! Care scortă vine? Care scortă? Care scortă? Thanos. Ia auzi-l mă că deja îl știe. Ia că Zalin că ai la două camioane în spatele meu. Unde-i căcat? Uțule, nu pruna că mi-a vrând țigarea și nu te văd. Go straight on. Să o lași mai încet de data asta, mă, dă nimic după feribot, să te ajungă băieții mei. Azi, jură-te că chiar mai e un feribot. E bine. Eu ți-am zis, mă, că mai e un feribot. Ce n-aș știut? Dar pe ce zonă faceți, mă, cum voi? Italia. Italiana, vero. Mă refer pe Italia, mă. Dar nu-i treaba ta. Asta, nu se poate zice, mă. Bă, deci am mod transmisie economic. Și schimbă, mă. Când, uite, merg. Cu întâia și o țin gen constant. Keep right and then turn. Ia uite-l pe Thanos. Pa, nu-i fluvi.
Se poate râgâi pe live? Da. Fă ce vrei. Ok. Vezi că eu fac ce vrei. N-a la fulă, n-a la fulă. Dacă mă las, fac ce vrei, orice, orice avem corteze de statul, știi cum e aia. Bine, măcar că e sport. Că... Ia auzi din culă. Bă. Ia. Domnul Hanta, dar dumneavoastră nu sunteți la convoi. Că de obicei dumneavoastră nu scrieți la final. Nu în timpul convoiului. Păi, e în așteptare acum la alt perivot. Nu, 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 păi da, o scrieți. Mă, și cum scrie pe live? Când scria... Ok, asta e dubios. Da, mă, dar nu-mi scria pe timpul live-ului, doar când ori eram la pauză, ori la final, ori nu-mi scria în timpul live, în... știi ce zic? În timpul live-ului. Nu, în timpul live-ului. Villa San Giovanni, băieți, v-ați feribut. Finding a new route. Okay, let's find a new route. Recomputing. Ia ce sare curul Uțu-i, nebun. Uțu, mamă, și m-a luat după Uțu. M-a luat după Uțu, mă dă-te în gură. Eu m-a luat pe Zoli. Mersi, Tomi. Zoli, ce ne faci, Zoli? Ce ați făcut, mă, ce ați? Ne-a luat după Zoli. Bă, dar e destul de nasolă ieșirea, că te duci în direct. Da, da. Poți să repesta, mă? Deci, ți-e și avio din... Stai că am uitat că Zoli... Mă aude pe live, nu poate vorbi că pe TeamSpeak. Zoli, dacă mă auzi sigur pe live, intră pe stația 3. Dacă vrei. Intră pe stația 3 dacă vrei. Mamă, dă-te în pana mea, fac și rime. Go straight on. Domnul Rimă, știu. Ai în față sau ești opri la interse? Acum am un covor de ăsta, am intrat autostradă și... 49 convoi. De ce, doamne, iartă, m-am mai citit în comentariul domnului Hanta? 50. Acum asta e ce șatirul. Pentru că e zi, deși nu faci multe. Nu mă fă, că zic ceva acum. Hai, hai. Hai, hai, Gabi. Hai, hai. Să n-atac eu subiectul ăla sensibil. Știi ce zic? Lasă-mă. Aia zic. Îți place. Bine, mă, ce bine se merge acum, dă-te așa. Dă-te că i-am dat a 5-a, Uțule, de cum, pe curul tău. S-au trecut toți de feribot. Îmi place, eu mă piși pe mine de numai bot, dar eu încă beau cafea. Deci, bine rău. Ultimul e Răzvan 22. Mi-am luat două cafele de la Lidl, dar n-am niciun chef să le beau. Nu mai vrea dracu din alea, că-s cancer la pahar. Fă-ți dracu la un nes. Coaie, dar fă-ți un nes sau ceva, adică, serios. M-am dus, când mă duceam la Brașov... M-auzi, Dedi? Da, 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 te auzim, Zoli. Când mergeam la Brașov și ajungeam, știi? Îți dai seama că eu nu fumez în public, că și așa se uită lumea ciudat, știi? Mai veni și poliția, nimeni? Nu, n-are ce să-ți facă. Dar zi, nu-mi place să atrag mie, nu-mi place mie să atrag privire, știi? Și când ajungeam la unchiul meu, de obicei lângă el, e un chioș din ăsta, știi? Și intram și îmi luam ceva de la Zuzu, sau cum dracu zice la aia, ceva cafea. Băi, băiatule, și odată am citit pe ea. Păi mâncați aici, tot alfabetul scrie acolo.
E, B, C, D, numai E-uri, B-uri, C-uri, D-uri, Z-uri. Coisan, de-alea, coloranți și din alea, nu vitamine, lasă tu vitaminele. Zoli, ce faci și ne împingi la rău, Zoli? Eu, mă, niciodată, mă, eu. Pe acolo porneam la după tine, cu zi, pe contrasens. Dacă bine. Aia fuse mai apropiat ieșirii și mai drept. Păi, uite, încă mai am 1000 de kilometri, nu mai pot. Bine, zi, vorba lui Uțu. Da, știu, mi s-a făcut și mie. Acolo e aiurea ieșirea. Nu mă, mai avem 73. Dar nu mai vorbi și pe stații și pe live, că te aud pe live. Ah, prost, da. Am uitat, scuze, am uitat. Ce aia era să vorbesc pe stații? Poți mă revide dacă spate aici, am spus de tot. Nu mai menține că ai un gol în spate. Am gol foarte mare în spate. Băi, okay, mie nu mai ține frâna cu aia. Mă jur. Între câte camioane e golul ăla? Două camioane? Deci uite, țin frâna. Mai bine. De pe acum s-o oprit. În față avem o intersecție, mă face dreapta. Mamă, deci următoarea dată când ne mai oprim, fac o săritură din aia. Avem și o scurtă care ne va îndruma. Direct la baie. Mădălin Bărn, zi-mi și mie, cât ți-ai feta în momentul de față? 11. A, suntem la final, mă, aproape. Nu, okay, tot ce zice că mai ai 5 minute de după 5 minute. Sunt la final, aproape. Păi, dar mai facem aici dreapta și gata, mă, după vița lui Nea Gheorghe ăsta. După ce faceți dreapta, mă faceți stânga. Ia te rog, ultimul. Madalina, cât ai în față, te rog? Acum am mărit la 70. Poți să mărești la mai mult, pentru că aici, la mijloc, mergem bară la bară și eu am 30 pe tab. Și eu am 30 pe tab, dragule. Ok, domnule, poți să mărești la... Uite-l pe Zalinca! Să mă bată mama, coaie! Acum a trebuit să se mai... Bă, băiatule! Da, mai erau încă 3 camioane la coadă. Bă! Poți să mărești oricum. Se merge foarte încet aici la urcare. Hai că da. Cele trei scurte, vorbim după acest cum voi, să rămâneți pe desfânt. Am vă bagă și dinți. Au, de ce Siki? Au. De ce Siki, nu te văd bine? De ce Siki, ai dat de dracu. S-a dus. Am intrat și în oraș. Gata, gata. Te-ai dus, pule. M-am dus. Exit right. Nu te văd bine, de ce zic ei? Acea permanență e cu... singura posibilitate. Nu a fost băgat de mine. Au, Uțule, nimic de zis? Da, da, tu ești liderul lor. Auzi? Da, bravo. Ai auzit ce-o zis, Zoli? Ce? Nu, n-am auzit. La cel de-al doilea. Auzi că tu ești liderul lor. Dreapta. Gata, asta eu facem. Nu tu, mă, nu tu. Da, dacă se simte, poți să-ți iei atribuțiul. Lasă-mă, Zoli, că intră pe tisfii după aia. Îmi ia sub. După geaturi vom face stânga. Nu, fără rău, dar... Chiar stânga și am ajuns la parcarea de final. A fost, dar nu ți s-au spus, bă. Fără remorcă, pentru a renunța la remorcă, e 7. Bă, nu știu, dar... Ce-a zis? Convoiul ăsta? Unele scurte s-au dus aiurea. Crezi că dacă eram eu lider, mi se băga fluvii așa în față de două ori? Aia zic, aia zic. Mă, stai, de două ori s-a băgat. Da. De ori s-a băgat? Da, da. Ce n-ai spus așa? Eu doar odată am văzut că tu te ia calea și odată păi, m-a depășit pe mine pe dreapta. Odată acolo la unde ai văzut și tu. Păi nu, stai, acolo la depășirea pe dreapta s-a băgat în fața mea, că dacă nu-l futeam eu. Păi nu, la urcare pe autostradă ți-o tăia calea ție. Păi da, și în spate încă o dată. Serios? Dar nu acolo unde te depășit pe tine pe dreapta. Ok, aia n-am văzut. Bine, săracul Tomi a luat-o aiurea acolo. Chiar că deci,
Deși am dat loc liber să intre, nu te du-n spate, putu-ți ghetul mătii de Volvo. Salut, Drimon! După aia, suspect cu fluvii pe dreapta, depășire. Suspect? Ce? Wow, nu mă abțin, mă abțin, jur că mă abțin. Dar n-am înțeles, ce ai zis? Suspect cu lider. Da. Și avem un semn de prioritate pe dreapta. Bine, Marius. Salut, salut, Gonzalo. Valentin. Sergem până atunci parchez în stânga mea. Deci au ăștia ceva legat de lumini, nu? Nu 40, Dragoșe, dar păi până îl bagă mă piș pe labdit. Uite-te prin pat, urgent. Dar nu s-a băgat încă, încă nu suntem pe 1.40. Trebuie să fie luminile mai albastre. Gen ca alea de la Xenon. Costia e răbdare. Mamă, bă, s-a blocat traficul în față? Ah, nu s-a blocat, că mă uceam pe la WC-ul. Ai văzut că zicea se va schimba modul de luminat în joc, tranzițiile vor fi mult mai ok. Știu, în 1.40, dar încă nu s-a băgat pe multiplayer. Bănesc că știi din ce cauză, nu? Nu. Păi, Pio, you know, s-a luat de el. Bă, dar dă-mi și mie futu-te în gură. Colțul din dreapta să fie la linia din dreapta ta. Ah, ok. Ia uite-l pe Thanos ce stă Cotei aici. Băi, Coteiule, eu te-am văzut în generatoriu. În spatele lui Valentin, în spatele lui Costi, Teddy în spatele lui Moldoveanu, Teddy Romeroc după ce se parchează Teddy în spatele lui. Bă, băiatule, Dani, face dumneavoastră un nou. Nu-mi place că mai e cineva cu numele meu, cu numele asemănător al meu. Moldoveanu, mă confund. Mă să-l văd un. Că poți te dai și mai pe mijloc? Nu, că mă măcar încearcă și de ce să facă ceva. Știi, bun la simulatorul ăsta, da. Nu, bă. Dacă zi, nu mai vin la convoie, crede lumea că s-a activ. A, da. Mă! De parcă să vedem 7. Da, reușe, tati. Mai în spate puțin? Eu nu știam ce-i blitzul ăla, ce mi-a trecut prin camion, ești nebun? Atât. Bun, hai, Teddy, Romero. Iară, Teddy. Teddy. Mamă, bu, 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 bu. Nea Dani, Mr. Blurs și Ciprian. Eu vă parcați toți trei. Ia. Mai în spate, Nea Dani. Atât. Blurs, ești ok, Ciprian ok. Opa, Alexandru, faci un nou rând în stânga lui Nea Dani. Zoli, frumos, Bugiu, da. Sergiu, faci un nou rând în stânga lui Alexandru. A, și Zali are, da. Între linii. Mai nu. Doar tu ai venit cu Volvo. Bun, să mulțumesc lui suspect. Zi, Alexandru, mi-a zis ăsta, am vrut să fac salvarea, Gabi, știi? Și când am intrat pe cameră, a intrat Andrei pe cameră și am zis, bă, ce tir să iau, ziceți și mie un tir, știi? La care Andrei, ia-ți Volvo. Bogdan 068 faci un alt. Ce ai cu numele meu, a? Eu sunt Andrei la numele de convoi, tu vrei să mă parchez deja? Stai, ce? Un guraj. Mai la dreapta. Pe rândul celălalt. Butoșez aici de fără de pornit, prește. Bă, eu sper că nu le mai au, a, nu. Mă, ce pana? Și Alexandru te-i mai în spate. Bă! The fuck you, yeah, you, boss. Păi să te dea Eduard. What the heck? Eduard, ești? Zali, Botoșel, ce face stati? Cine tot abuzează de claxonul acela? Ce claxon, tati? Eu n-au niciun claxon, să mă bată. Acu de ei, Alexandru? A reparat tastatura. What? Stop. Eduard, în spatele lui Alexandru. Mamă, stai, cum ne parcăm? Ah. Bugiu mai în spate. Cu Ciprian? Botoșor, te rog să o pleci de o fară. Mai. Ciprian, stop. Ce Ciprian, mă? Puțin mai în față. Atât. Bun, hi, Just. Alex Dobre. Unde?
în spatele lui Bogdan Sergiu. Ok. Bogdan în stânga lui Bogdan Sergiu face un nou rând. Da, se întâmplă ceva cu convoiul dubios. Mă, Dariu, să țineți distanță. Ah. Ok. Da, am înțeles. Noi Darius. No, dacă mai zic că ai un șofer pe nume Ciprian prezent acum la gumei. Bă, nu știu. Hai, Ștefan Mugoi. Eu n-am zis niciun Ciprian, nu știu ce Ciprian n-ai auzit tu de la mine că să se parcheze. Canter faci un rând. Ce căcat ai și tu să mă bată mama? Mă, ce aveți? Nu știu, demon, ți-am zis. Stai puțin, Castigo. Mamă, sper să ne parcăm cu fața direct. Nu de alta, dar nu prea vreau să dau cu spatele. Spatele camionului spre stânga. Zoli, cum ai ajuns în fața mea? Erai la trei camioane în fața mea. Și acum ai ajuns în fața mea? În față. What the fuck se întâmplă, tate, azi? Puțin dreapta. Nu știu, nu vezi că mă bat aici cu Utu și cu Zalinca? Hai, Castigo. Aaa, ok, Drimon. La linie albă. Păi noi, lider în para mea, parchează pe toți. Probabil și Ciprian. Și noi un nume foarte... Zalinca între linii. Wow, adică e un nume destul de comun. Și puțin mai la mijloc, dacă se... Bă, stai, cum ne parcăm? A, pe locurile de parcare... Am înțeles, Botoșel se duce în față. Hai că da. Salut, eror. Deci trebuie să mă bag direct pe locul de parcare. Mamă, stai să-l las pe băieți că se înghesuie la parcare, deci ești că bun, se dă ceva gratis. Botoșel o să rămâi în spatele lui Uțu. Dedi o să vin în spatele lui Gustav. A, perfect, spatele lui Gustav. Ia, atunci dar, facem un fel următor. Luăm dreapta maxim, dreapta maxim și zic că mă bag unde trebuie. Hai că nu mă încadrez. Mă înșeri rumătii. Gata, o. E bine? E bine la Daddy? Nimeni nimic. Mai în față de el. Mai? Până în el, dă-i, te rog. A, până în el, dă-i în el. Bun, micuț în spatele el, aproape. Bun. Bam. Bă, ce zici, mă, Manule, mă? Ia uite-l pe Manu. Băi, lume, vă las și eu un pic cu convoiul până se parchează lumea și revin imediat. Bine, Adiro. Dio, te vei parca pe rândul din mijloc în spatele lui Adiro. Adiro, dă-i mai în față puțin cu stânga, te rog. Nu foarte mult stânga, prea mult. Așa e bine. Pe fie mai bine îl pune în fața lui Bogdan Sergiu. Nu mai bine ies ca la să primi. Mă stric, are cea dacă ies cum să-ți permic. Ca să fie simetric, că nu mă deranjează. Așteaptă puțin. Auzi o sugestie, Barn. Spune.
Dacă îl pui pe Violence în fața lui Alexandru, pe același rând pe care e acum, și pui o escortă în stânga și una în dreapta lui, n-ar fi mai fain? Ba da. Am revenit! Mă pun pe mult puțin, revin în convoi, nu? Salut, Alexandru. Și escortele, una în fața lui Neadani și una în fața lui Bugheu. Hello, hello! Băi, manule, bine! Uite că am ajuns și noi la parcare de final. Mamă, abia aștept să vadă ce mi-a făcut jumătate de crash. Bă, zi... Ai zburat, pe scurt. Aia s-a întâmplat, ai zburat un pic. Adică n-am văzut altceva. Hello, ce mă, mole? Bam, bam. Nu ți sunt, hai că doar ai sărit un pic. Bun, Thanos dă-i mai în spate și Vio. Dăm... Și tu te parchezi. Bam, comanda să facă zi. Scriem în chat. Dezactivăm chat-ul. Aprinde lumina, gata, am aprins-o. Gata, că știam că intră domnul Hanta. Am aprins-o, adică nu facem așa. Ori da. Facem cum trebuie, ori nu mai facem cum trebuie. Știam că a intrat dumneavoastră, domnul Hanta. A rămas cu sechele. Ce ai pățirea? De fapt, Thanos dă-i și tu mai în față. A rămas cu sechele, domnul Hanta. M-a stăria rău să mă bată tăticul. Maria, ce ai pățit? Tomiță, te muta și este. Dă-i mai în față. Ok. Bine la mine. Dacă e ceva, scriem pe WAP, dacă... S-a întâmplat ceva, nu știu exact. Nu te-am mai văzut să... Și Danuț Constantin, dă-i și tu puțin mai în față, da. Da, puțin de nu știu ce-a fost convoiul ăsta, că tatăl meu depăși pe toată lumea. Dar, atât. A fost un convoi mai haotic, dar frumos. Poli. Bun, pe atunci lasă că vorbim pe... Uapărie. Dacă merge, că înainte de convoi nu mergea. Decisica joined your channel. Ceva de genul, manule. Lasă-mă mai trăiesc niște strămâi. Dacă nu devine monotonie. Hai să auzim când se fac parcările, să pornim avare, ăsta, girofare și chestii. Bun, mai are cine a făcut poze prima strigare? Minionul a terminat. Am anunțat. Anunțăm că a terminat podele. Îmi pune zi jofară, îți face tavarie. Ia, e vineri. Sergent, tavarie. Ok. Se întâmplă ceva dacă e vineri, de ce zic e? Sergent, ești? Mai e cineva de făcut poze? Gata, far. Bun, Girof are 15 secunde. Uai, ce m-am speriat! Pornim și noi astea. Mamă, ce mamă, s-a paierat, mă bata mama. Bun, cam asta a fost și live-ul în seara asta, lume. Noi ne revedem data viitoare, adică de la ora 22.30 sau 23, cam așa. Vedem cu ce intrăm live, ce joacă și băieții în afară de Uțu, că Uțu săracu doarme pe el. Dar cu restul vedem ce jucăm, poate jucăm ceva la distracție, un scribble, un ceva, vedem. Vă lăsa lume, aveți grijă de voi, toate cele bune, weekend plăcut, baftă! Vedem, manule, ne auzim de la 10:30. Baftă, lume!